profesorii la clasă își mai permit să stea și pe scaun. E o școală aici și vreau să precizăm încă o dată că acest curs destinat păstorilor este deschis, de fapt, tuturor celor care vor să crească în cunoașterea lui Dumnezeu. Așa că nu ne închidem numai noi, păstorii sau lucrătorii, între noi și nu mai lăsăm pe nimeni. Dacă sunt alții doritori, lăsăm să vină, că văd că mai sunt multe scaune și aș dori pe cât posibil să fie și soțiile păstorilor, dacă se poate, pentru că ele sunt mai înțelepte decât noi și ele percep lucrurile spirituale mai bine decât noi și ele ne pot ține responsabil să zică: da, n-ai auzit cum ne-a învățat, de ce nu trăiești așa? E periculos să-ți aduci soția cu tine la cursuri ca acestea. Așa că, dar eu aș dori să riscați, să faceți tot posibilul și mâine, poimine, să vină și ele cu tot riscul care urmează de acolo. Va fi pentru binele vostru spiritual. Ați primit fiecare cursul și dacă nu l-ați primit, toți care vin la curs primesc cursul pe gratis. Vineri, sâmbătă și duminică vom face pentru marele, pentru adunări, vor fi predici seara, dar vor fi tot cam așa, tot cam 2 ore. Vom începe cu o rugăciune, o cântare și apoi mergem 2 ore. Practic va fi și un rezumat al ce am spus la cursurile acestea, dar și o aplicație mai largă pentru frățietate. Vreau să profite nu numai păstorii, ci și bisericile de învățătura pe care mi-a dat-o Domnul. Tocmai v-am spus că Domnul m-a binecuvântat cu 75 de ani. Asta înseamnă că am adunat o viață întreagă și am sistematizat o viață întreagă. Ce credem și ce ar trebui să credem? Cineva s-a rugat că bisericile baptiste au fost secularizate. Nu-i vorba numai de baptiști, de pentecostali și de creștini pe Evanghelie. Noi ziceam mai de mult că au intrat lumea în biserică. Aia înseamnă secularizare. Sau au fost, am auzit și asta expresia, că au fost lumificate. Asta e un cuvânt interesant. A intrat lumea în biserică. Mai simplu, au intrat credincioșii în păcat. Au început să se obișnuiască cu păcatul. Și când intră păcatul, iese Dumnezeu afară. Pentru că Dumnezeu e lumină și El nu locuiește acolo unde e întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu Dumnezeu, dar noi trăim în păcat, mințim că trăim cu Dumnezeu. Mințim că avem părtășie cu El. Ori mințim conștienți, ori ne mințim pe noi înșine. Ne înșelăm pe noi înșine. Subiectul pe care îl abordez este tocmai acesta. După o viață de trăire cu Dumnezeu, să definesc mai clar pentru toată lumea ce însemnează să trăiești cu Dumnezeu. Umblarea cu Dumnezeu, în unire cu Domnul Iisus Hristos, sub călăuzirea Duhului Sfânt.
E vorba de legătura cu toate cele trei persoane din Sfânta Treime. Umblarea cu Dumnezeu, în unire cu Domnul Iisus și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Aceasta e părtășia cu Dumnezeu sau aceasta e trăirea cu Dumnezeu. Am căutat să definesc ce însemnează aceasta. Cartea aceasta e un început, pentru că asta am publicat-o deja de câțiva ani și eu am continuat să adun, să completez, să sistematizez în continuare ce însemnează trăirea aceasta cu Dumnezeu și de ce adunările noastre sunt moarte, unele dintre ele. Cineva zicea că sunt adunări în care când Duhul Sfânt pleacă de acolo, adunarea nu știe că pleacă. Ei cred că e tot acolo, dar nu mai e acolo. Dumnezeu nu mai e acolo, dar noi credem că e acolo. A apărut recent în America un articol într-o revistă românească de acolo, scris de un pastor penticostal român, Petre Lăscău. El e de origine de la Oradea și trăiește în Arizona. În articolul acesta vorbește despre faptul că odată cândva adunările experimentau coborârea Duhului Sfânt și o putere extraordinară în adunare. Dar lucrul acela nu se mai întâmplă, spune fratele Lăscău. Noi însă știm ce trăiam atunci. Ce bucurie, ce elan, ce entuziasm. Și ce facem? Învățăm tehnici cum să ne producem acea bucurie, acel elan, acel entuziasm. Dar nu mai vine de la Duhul Sfânt care a coborât peste noi. Le provocăm noi. Și ne amăgim cu gândul că e tot lucrarea Duhului Sfânt în adunare. Dar ne amăgim și noi știm că nu mai este. Dar nu îndrăznim nici măcar să o spunem. Fenomenul acesta, o să-l mai analizez mai pe larg, ceva mai încolo, dar întrebarea mea chinuitoare a fost aceasta. De ce nu este viață în bisericile noastre evanghelice și ce ar trebui să facem să readucem viața în adunare? De ce nu este viață în mulți păstori și în familiile lor? Și cum ar trebui să readucem viața în viețile lor? Aceasta este întrebarea care doare. Întrebarea care ar trebui să ne opunem și să zicem, nu mă las până nu găsesc soluția la ea. Acum sper că în săptămâna aceasta vom vedea mai clar și care e problema și care e soluția. Deci acesta este punctul de plecare, starea adunărilor și dorim să găsim împreună soluția și rezolvarea acestei probleme. Vom avea curs în seara aceasta, vom face o pauză scurtă pe la 5:30, am înțeles că ni se servește o cafea probabil atunci, dar n-avem decât maxim 10 minute, după aceea mai mergem o oră și apoi ni se dă cina, vedem cât putem sta la cină, dar aș vrea să mai avem o scurtă sesiune
și după aceea. Vedem cum e comasat totul, încercăm să nu întindem lucrurile prea mult. Apoi, cu ajutorul lui Dumnezeu, începe mâine dimineață, de la 9 la 12, de la 3 la 6 și de la 7 jumate la 9. Așa va fi mâine, așa va fi joi și încheiem cursul vineri la amiază. Deci acesta e planul. Ne rugăm Domnului să ne dea putere și la dascăl și la studenți. Ca dascălul să aibă putere și prospețime și studenții să nu se sperie de ce aud și să rămână aici și dacă îi doare. Pentru că unele din problemele acestea vor produce durere. Și veți vedea despre ce durere este vorba. Așadar, vom vorbi în cursul acesta despre părtășia cu Dumnezeu. Acesta e titlul cursului. Părtășie cu Dumnezeu. Titlul vine din textul pe care l-am citit, 1 Ioan, capitolul 1. Dacă citiți cu atenție acolo, veți vedea că pentru Ioan, părtășia cu Dumnezeu este esența Evangheliei. A fi creștin însemnează a avea părtășie cu Dumnezeu. Dar, spune el, se poate să ne înșelăm, să credem că avem părtășie cu Dumnezeu, dar să nu avem. Și Ioan face tot posibilul în scrisoarea lui să ne explice care sunt condițiile părtășiei cu Dumnezeu. Dar înainte de aceea trebuie să definim ce-i părtășia cu Dumnezeu. Cuvântul părtășie e cuvânt tradus din limba greacă, unde cuvântul era koinonia, koinonos, era partener de afaceri. Și koinonia e părtășia în afaceri. Doi oameni, două femei, sau mai mulți oameni și mai multe femei, pun la oaltă tot ce au, cu scopul ca de acum înainte să lucreze împreună, să planifice împreună, să gândească împreună, să sufere împreună, să piardă împreună, să câștige împreună. Părtășie e lucrare împreună și trăire împreună. Cuvântul acesta, mai în limba greacă, mai este un termen, metokoi, și e folosit în epistola către evrei, metokoi cu Domnul Iisus Hristos, Evrei 3:14. Dacă ne-am făcut părtași ai Domnului Iisus, noi ne-am făcut părtași cu El dacă păstrăm până la sfârșit încrederea de la început. Dar ideea e dezvoltată în primul rând în capitolul 2. Domnul Iisus, prin care Dumnezeu a făcut cerurile, spune acolo, care e mai presus de îngeri, care la un moment dat s-a coborât aici, a luat carne ca al noastră și sânge ca al nostru, s-a făcut părtaș la tot ce suntem noi. Acolo e cuvântul metokoi. El s-a făcut partener cu noi la tot ce înseamnă să fii om. De ce? Pentru că, versetul 2 și 10, Dumnezeu vrea să ducă mulți fii la slavă. Și Fiul Etern s-a făcut părtaș cu noi
pentru ca El să ne poată duce acolo unde este El. Și spune capitolul 3, versetul 1, așadar, frați sfinți, frați sfinți ai lui Iisus, care aveți parte, care sunteți parteneri la chemarea cerească, sunteți parteneri la ceea ce este Iisus acolo sus. El s-a făcut partener la ceea ce suntem noi, ca noi să devenim parteneri la ceea ce El este acolo sus. Acesta este înțelesul fundamental al cuvântului părtaș sau parteneri. Dumnezeu ne invită la un parteneriat, la o trăire împreună. Și încă un lucru esențial despre părtășie cu Dumnezeu. Dacă întreb pe unii pocăiți când au ei părtășie cu Dumnezeu, ei s-o spune, păi prin rugăciune. Și cam cât te rogi tu pe zi? Păi mă rog 3 minute dimineața când mă scol, mă rog la masă, mă rog 3 minute seara când mă culc și cam atât. Vă rog frumos, astea nu sunt părtășie. Acestea sunt telegrame trimise cuiva care nu e aici. Părtășie cu o persoană însemnează ceea ce citim la Exodul, la capitolul 33, versetul 11. Domnul vorbea cu Moise față în față, cum vorbește un om cu prietenul lui. Asta e părtășie. Doi oameni, două persoane care stau față în față și vorbesc unul cu celălalt. Dacă îmi vei spune că asta e numai Moise, uitați-vă, vă rog, în Ioan capitolul 14, versetul 15, de acolo Domnul Iisus spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și apoi în capitolul 15, versetul 14, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă spun eu. Voi sunteți prietenii mei. Și nu orice prieteni, dar prieteni uniți în așa fel încât eu sunt vița și voi sunteți mlădițele. Eu v-am făcut parteneri la viața mea. V-am luat în mine. Și eu vă dau din viața mea dumnezeiască. Și relația dintre mine și voi, eu vreau să fie o relație de prietenie. Prieteni care trăiesc împreună. Nu mulți observă textul din 1 Tesaloniceni 5:10, unde ni se spune probabil cel mai important lucru despre moartea Domnului Iisus Hristos. Multe lucruri ni se spune că a realizat Domnul Iisus prin moartea Lui pe cruce. Dar cel mai important e scris acolo, dar noi nu-l vedem. El a murit pentru noi, pentru ca noi, fie că dormim, fie că veghem, adică ziua și noaptea, să trăim împreună cu El. El a făcut în așa fel încât prin moartea Lui să se facă una cu noi. În așa fel încât după aceea,
noi să trăim împreună cu El. Aceasta e părtășia. Părtășie e venire la olaltă, în unire. El ia parte la tot ce suntem noi, noi luăm parte la tot ce este El, ca apoi să trăim în parteneriat, să trăim împreună. Și, încă o dată, părtășia aceasta este între două persoane și părtășia între persoane, înainte de toate, însemnează comunicare, în ambele sensuri. Adică noi îi vorbim lui și el ne vorbește nouă. Și noi îl auzim. Domnul Iisus ne spune în Ioan 10, eu sunt păstorul cel bun și oile mele aud glasul meu, cunosc glasul meu, nu merg după un străin, ci vin numai după mine. Oile mele îmi recunosc glasul. Când eu le vorbesc, ei zic, mi-a vorbit Domnul Iisus. În mai multe locuri găsim practic lucrul acesta. Găsim în Faptele 16 două locuri semnificative, chiar la început, unde ni se spune că Pavel a vrut să meargă într-o anumită direcție și Duhul Sfânt nu i-a dat voie. Și după aceea a vrut să meargă în altă parte și Duhul lui Iisus nu i-a dat voie. Ce e aceea? În Romani 8:14 ni se spune așa, toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt copii ai lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu. Puteți să întoarceți fraza, că e valabilă invers. Fii ai lui Dumnezeu sunt numai aceia care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Călăuzit de Duhul lui Dumnezeu însemnează că eu aud când vorbește Duhul lui Dumnezeu și eu spun, nu mai pot face cu tare lucru care mi-l cerea carnea mea, firea mea pământească, pentru că Duhul Sfânt îmi zice, nu-l face, că Domnul Iisus altfel îți cere. Domnul Iisus zice, Duhul Sfânt vă va aduce aminte ce v-am învățat eu. Adică eu vreau să fac ceva, vreau să mă cert și Duhul Sfânt îmi aduce aminte. Domnul Iisus a zis că dacă te mânii, ești un criminal. Poftim, ați auzit? Duhul Sfânt îmi aduce aminte, fii atent că Domnul Iisus zice, nu să nu ucizi, ci să nu te mânii pe fratele tău. Și cel care îmi șoptește, e Duhul Sfânt. Prin urmare, părtășie cu Tata, cu Fiul și cu Duhul Sfânt însemnează că eu trăiesc împreună cu ei și că ei îmi vorbesc și eu îi aud. Și asta înseamnă că trăim împreună. Lucrul acesta însemnează părtășie cu Dumnezeu. Am adăugat un subtitlu acolo, la titlul cursului, trăirea în intimitate cu Dumnezeu. Ca să adaug și mai mult termenul ăsta, intimitate cu un prieten, prieten intim e acela la care îi spui totul și care îți spune totul. Asta înseamnă intimitate. Prietenie intimă însemnează ne spunem totul. Noi nu mai avem secrete unul față de celălalt.
Părtășie cu Dumnezeu însemnează comunicare totală cu Dumnezeu, care, veți vedea ce face, când vine cu adevărat, te transformă, te umple, te satisface, te satură și apoi te energizează sau te împuternicește ca să te duci să fii ambasadorul lui către alții. Aceasta-i părtășia cu Dumnezeu. Părtășia cu Dumnezeu este trăire în prietenie cu Domnul Iisus, care îmi vorbește, prietenie cu Duhul Sfânt, care mă călăuzește, pe care îi aud, a căror voce o recunosc, care mă dirigează și în procesul acesta mă transformă, mă împlinesc și mă împuternicesc să trăiesc pentru Dumnezeu. Aceasta e schema părtășiei cu Dumnezeu. Dar această părtășie cu Dumnezeu costă. E ca și omul care a găsit o comoară, își dă seama că e comoară scumpă și el știe, dacă cumpăr ogorul ăla, comoara e a mea. Că legea e asta, că comoara e aceluia care are pământul acela. Și te duci, vinzi tot ce ai, pentru că tot ce ai e un fleac pe lângă comoara care e acolo. Vinzi tot ce ai, cumperi locul acela și după aceea sap comoara, zice-i comoara mea. Domnul Iisus spune, a îl găsi pe Dumnezeu așa, a intra în această relație intimă cu Dumnezeu, e cea mai mare comoară care există. Du-te, vinde tot ce ai. Adică există o serie de lucruri care împiedică părtășia cu Dumnezeu. Până nu renunți la ele, până nu le vinzi, nu poți avea comoară. Comoara e pe gratis, dar e condiționată. Separă-te de, schimbă cutare lucruri din viața ta, renunță la cutare, pune-ți viața în rânduială și atunci toată comoara lui Dumnezeu e a ta. Iată de ce v-am spus că cursul acesta e primejdios. Pentru că în cursul acesta vei fi demascat în tine însuți. Și vei vedea tu de ce nu ai părtășie cu Dumnezeu. De ce tu nu ai bucuria aceasta a părtășiei cu Dumnezeu? În Vechiul Testament, în Psalmi, sunt câțiva oameni ai lui Dumnezeu care au avut această părtășie cu Dumnezeu, nu numai Moise a avut-o. Moise stătea față în față cu Dumnezeu și expresia față e importantă. Fața lui Dumnezeu înseamnă prezența lui Dumnezeu. Psalmul 27, versetul 8. Inima îmi spune din partea ta. Observați cât de delicat se spune acolo. Inima îmi spune, e inima mea care dorește, dar de fapt nu numai inima mea dorește, inima lui dorește. Inima mea îmi spune din partea ta,
caută fața mea, caută prezența mea. Fața mea puteți înlocui cu prezența mea. Inima mea dorește mai mult ca orice să mă întâlnesc cu El personal. Psalmul 42, 1 și 2. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Nu binecuvântările tale, nu darurile tale, nu puterile tale, nu semnele tale miraculoase. Sufletul meu te dorește pe tine. Persoana ta o doresc. Noi trebuie să facem distincție între a merge la Dumnezeu să ne rezolve niște probleme, să ne satisfacă niște dorințe, și a merge la Dumnezeu pentru că e Dumnezeu. Pentru că e cea mai minunată ființă din lume și am învățat că în prezența Lui sunt cele mai extraordinare lucruri. Mai exact, Psalmul 34 cu 5. Când îți întorci fața spre El, adică când îi cauți prezența, te luminezi de bucurie. Când ajung să realizez unirea cu Dumnezeu, suntem față în față, toată ființa mea se luminează de bucurie. Inima îmi spune din partea ta, caută fața mea și eu fața ta o caut, Dumnezeule. Eu pe tine te caut. Psalmul 16 dezvoltă ideea când zice, versetul 8, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei. El e aici. Îl văd. Și când El este la dreapta mea, a fi la dreapta mea înseamnă iarăși intimitate, când merge mână în mână, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se veselește și trupul mi se odihnește în liniște, pentru că, versetul 11, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta ta. Când mă întâlnesc realmente cu tine, când realizez această prezență a lui Dumnezeu, mă luminez de bucurie și desfătări nespuse, plăceri inestimabile pe care le trăiesc pentru că m-am întâlnit cu Dumnezeu. Fraților, pe noi nu ne-a învățat nimeni lucrurile astea. Nimeni la noi n-a stat să ne învețe cum să ajungem la această părtășie cu Dumnezeu. Cred că mulți niciodată n-au auzit că este așa ceva. Că e posibil să stai așa, față în față cu Dumnezeu, care e iubitul inimii tale, și care te dorește. El te dorește. Când Fiul lui Dumnezeu a fost întrebat, care e cea mai mare poruncă pe care a dat-o vreodată Dumnezeu? Cea mai mare poruncă pe care a dat-o Dumnezeu este să-L iubești cu toată ființa ta. Și eu cred că Fiul atunci în sine și-a zis, e formulată sub formă de poruncă, dar de fapt asta e inima lui Dumnezeu.
e dorința lui cea mai înfocată. Cea mai mare dorință lui Dumnezeu este ca eu să fiu însetat după El și să-L caut până îl găsesc. Și El mă asigură în Ieremia 29, parcă versetul 14. Haideți să vedem chiar clar. Versetul 13. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Dumnezeu dorește să-L caut și să-L găsesc și să văd cât e de minunat și la un moment să zic, ce văd în tine mă face să-mi dau seama că ești, vă spun un cuvânt nou în limba română, învățați-l, folosiți-l, iubibil. Dumnezeu e o ființă iubibilă, adică când îl vezi, zici, pe ăsta-l pot iubi. E o persoană pe care o pot iubi, e iubibil. Ca și admirabil. Deci, Dumnezeu mă dorește. Și Domnul Iisus îi explică femeii din Samaria, în Ioan capitolul 4. Dumnezeu nu așteaptă să te duci într-o sfântă biserică sau într-un templu, să te închine acolo, că acolo găsești. Pe Dumnezeu trebuie să-L cauți în Duh și cu adevărat. Pentru că asemenea închinători își dorește Tatăl. Băgați de seamă, Dumnezeu își dorește închinători. Adică oameni care sunt plămânți după El, se duc la El și când îl întâlnesc zic, iată-mă, sunt al tău, umple-mă. Asta e închinare. Închinare însemnează să te duci la Dumnezeu pe tine însuți, cum spune în Roman 12:1, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Trupul acolo e ființa întreagă. Să vă aduceți personalitatea voastră întreagă lui Dumnezeu, asta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. În alte traduceri, o închinare spirituală. Așadar, Dumnezeu își dorește asemenea oameni. El dorește să mă duc la El, să mă întâlnesc cu El, să mă deschid Lui, să mă dăruiesc Lui și să-i spun, mi-e foame de tine. Te mănânc, te beau. Mă umplu de tine. Și cea mai profundă rugăciune a Apostolului Pavel e cea din Efeseni capitolul 3, de la versetul 14 până la capăt. Mă rog să vă întăriți în putere în omul dinăuntru prin Duhul Sfânt, în așa fel încât Hristos să poată locui în voi prin credință. Pentru ca, având rădăcinile înfipte în dragoste, să înțelegeți cât de imensă este dragostea lui Dumnezeu care întrece orice cunoaștere și voi totuși să o cunoașteți, să o aveți, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Poftește, fratrice, poftește.
Nu există expresie mai mare în Sfânta Scriptură ca aceasta. Efeseni 3:19. Să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Să faci tot posibilul ca să ajungi acolo. Să ajungi plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Când spun deci că ne ducem la întâlnire cu Dumnezeu, să-L vedem față în față, să-I vedem frumusețea, să ne dăruim Lui și să ne umplem de El, nu fac decât să folosesc termeni biblici. Pentru că sper că ați observat că nu fac altceva decât să mă duc din text în text, ca să vă arăt că toate acestea sunt în Biblie. Mai adăugați la psalmi, ca să mai completăm din psalmi întâi, psalmul 63, care este, deci v-am dat psalmul 42, psalmul 63, Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut, îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine ca într-un pământ uscat. Versetul 5, după ce ajung în prezența Ta, mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase. Și versetul 8, sufletul meu este lipit de Tine. E important să reținem acest verset pentru că e folosit apoi de Apostolul Pavel în 1 Corinteni 6:17. Comparația e cu unirea dintre un bărbat și o femeie, care se lipesc unul de altul și devin un singur trup. Tot așa, spune Pavel, cine se lipește de Domnul, este un singur Duh cu El. Nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt? Asta e 6:19. Noi am pornit de 6:17. Dar în capitolul 3, la sfârșit, Pavel ne-a spus deja că noi suntem templul lui Dumnezeu. Ne unim cu Domnul Iisus și devenim un singur Duh cu El. Și astfel devenim templul lui Dumnezeu și templul Duhului Sfânt. Iarăși o formulare a acestui miracol al unirii cu toată dumnezeirea, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Vă pun o întrebare directă. Oare astea sunt simple metafore sau sunt realități reale? Dacă astea, tot ce v-am spus până acum, sunt numai metafore, am putea să ne dăm demisia și ne ducem să găsim o altă slujbă. Pentru că dacă astea nu sunt reale, nimic altceva nu mai e real. Asta e părerea mea. Tot restul e numai teorie și batem apa în piua. Dacă astea nu sunt reale, că miezul Sfintei Scripturi e aici, în această cunoaștere personală a lui Dumnezeu. Mai adăugăm psalmul 143, Doamne, ascultă-mi rugăciunea, pleacă-ți urechea la cererile mele. Versetul 6,
îmi întind mâinile spre tine, îmi suspină sufletul după tine ca un pământ uscat. Grăbește-te de mă ascultă, Doamne, mi se topește Duhul, nu-mi ascunde fața ta. Când Dumnezeu își ascunde fața, înseamnă că El nu mai e prezent la întâlnire. Eu îl caut, dar nu-l mai găsesc. Și-a ascuns fața. E bine să observăm și aspectul acesta. Când El vrea părtășia cu Dumnezeu, când vrea să fie față în față cu Dumnezeu, auziți acum la ce se așteaptă El, de la versetul 8 înainte. Fă-mă să aud, dis de dimineață, bunătatea ta. Când mă întâlnesc realmente cu tine, mă simt înfășurat în bunătatea ta. Căci mă încred în tine, arată-mi calea pe care trebuie să umblu, căci la tine îmi înalt sufletul. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Omul acesta așteaptă ca Dumnezeu să-i vorbească. Învață-mă, arată-mi calea, Duhul tău cel bun să mă călăuzească. Toate sunt expresii ale întâlnirii cu o persoană de la care aștepți îndrumare, de la care aștepți călăuzire, pe care l-aștepți să-ți vorbească. Mai este o expresie folosită în Psalmul 73, care ne duce apoi direct în Noul Testament. De la toate acestea. Psalmul 73, versetul 28. Psalmul 73 e un psalm foarte interesant. Psalmul e despre fericire. M-am uitat la toți aceștia care s-au băgat în corupție și și-au făcut vile și și-au făcut de toate și acum sunt aroganți și își bat joc de noi. Că noi nu ne-am priceput. Asta scrie psalmul. Li se bulbucă ochii de grăsime, își bat joc, sunt aroganți. Și m-am uitat la ei și am zis, eu m-am păstrat curat, dar am rămas pârlit. Sărac. De ce să nu fac și eu ca ei? Ceva se întâmplă și eu nu pot să fac ca ei. Îmi dau seama că ceva mă oprește. Dar vă spun, vă mărturisesc că era gata să-mi alunece piciorul și era gata să trântesc totul de pământ să zic mă duc și eu cu ei. Până când, într-o zi, am intrat în casa lui Dumnezeu și asta înseamnă, m-am uitat la toate din punctul de vedere al lui Dumnezeu și a veșniciei. Și dintr-o dată am zis, stai puțin, ce-i fericirea? Fericirea e să ți se bulbuce ochii de grăsime? Întrebați-i astăzi pe ăștia care fac cură de slăbire și tot nu reușesc să dea jos surplus. Aia nu-i fericire. Dar atunci ce-i fericire? Să ai case, să ai bani la bancă, dar vine criza și dintr-o dată îi pierzi pe toți. Ce-i fericirea? Fericirea?
Fericire înseamnă că Domnul m-a luat de mână și eu călătoresc prin viață de mână cu Domnul până mă primește în slavă. Aceea e fericirea. Hai să o formulez mai pe scurt. Cât despre mine, fericirea mea e să mă apropiu de Domnul. Adaugă, ca să intru în prezența Domnului, să stabilim legătura față în față, să fim în intimitate și să mă duc în viață tot timpul în această intimitate cu Domnul. Pentru mine fericirea mea este să mă apropiu de Dumnezeu, pe Domnul fac locul meu de adăpost, locul unde mă cuibăresc. Se spun, acolo mi-e drag, acolo mă simt bine. Și când trăiesc intimitatea asta cu Dumnezeu, strig să vestesc și la alții bucuria aceasta de a trăi în intimitate cu Domnul. Cuvântul cheie aici e cuvântul apropiere, apropierea de Domnul. Acum fiți foarte atenți, mergem la Efeseni capitolul 3. În Efeseni 1, 2 și partea 1 de la 3, Apostolul Pavel ne-a spus toate lucrurile extraordinare pe care le-a pregătit Dumnezeu din veșnicie pentru noi, ce a făcut Dumnezeu prin Hristos pentru noi, cum ne-a făcut să fim una cu Hristos, cum toate făgăduințele care le-a făcut Dumnezeu în vechime lui Israel, acum sunt și ale noastre, că am devenit parte din poporul lui Dumnezeu, toate acestea le avem în Hristos. Și apoi le pune pe toate într-un singur tot. Ce avem noi mai scump în Hristos? 3:12. În El, în Hristos, avem prin credința în El slobozenia și apropierea de Dumnezeu cu încredere. Haideți să citim mai pe limba modernă. În Hristos avem libertatea de a ne apropia de Dumnezeu cu încredere. Cum mă pot eu duce în fața unui Dumnezeu sfânt? Prin Hristos. Cel mai important lucru în lumea asta e posibilitatea de a te apropia de Dumnezeu cu încredere. Și conceptul acesta de apropiere de Dumnezeu apoi e dezvoltat mai pe larg în Evrei, în primul rând în capitolul 4, pentru că noi suntem parteneri cu Domnul Iisus. El s-a făcut una cu noi, noi cu El, și El acum e pe tronul lui Dumnezeu, la dreapta lui Dumnezeu. Dacă e așa, pe tronul acela e unul care a fost om ca noi și știe câte slăbiciuni avem. 4:16. Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Să ne apropiem, adică să intrăm în prezența Lui cu deplină încredere. Și e formulat altfel în Evrei 10, de la versetul 19. Așadar, fiindcă avem intrare slobodă, avem intrare liberă la Dumnezeu, în locul preasfânt, în Sfânta Sfintelor, să ne apropiem cu inima toată, cu curățenie, cu curaj, să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Observați că am venit de la Moise, care stătea față în față cu Dumnezeu, până la toată Scriptura și venim înapoi la 1 Ioan capitolul 1.
Esența esențelor Evangheliei este faptul că putem avea părtășie cu Dumnezeu, cu Tata și cu Fiul, și după aceea imediat, la sfârșitul capitolului 2, El spune, pentru că am primit ungerea care ne învață toate lucrurile. Și mai târziu ne spune că ungerea asta este Duhul Sfânt. Așadar, părtășie cu Tata, părtășie cu Fiul și Duhul Sfânt care ne călăuzește în tot adevărul. Aceasta este adevărata viață creștină. Repet, unii dintre noi n-am auzit de asta niciodată. Sau am auzit cuvintele astea, dar am trecut peste ele și nu ne-au spus niciodată nimic. Dar n-a fost cineva care să facă cu mine lucrul ăsta de mult, de mult. L-aș fi dorit când eram tânăr să mă învețe practic toate aceste lucruri și cum se trăiesc ele. Scopul acestui curs este tocmai acesta. Să luăm aceste lucruri absolut serios, să le considerăm absolut reale și să zicem, dacă nu le am astea, n-am nimic. Și nu mă las până nu găsesc toate secretele ca să le am.